Franța retrăiește coșmarul unui atentat terorist de amploare. 3 oameni au murit, iar alți 13 au fost răniți, 6 fiind în stare gravă după ce un individ a împușcat la nimereală marți seara chiar în centrul orașului Strasburg. Identificat drept Sherif Shekat, în vârstă de 29 de ani și născut în Strasburg, acesta este cunoscut de poliția franceză drept o posibilă amenințare teroristă. Culmea însă, chiar marți dimineața, oamenii legii au mers acasă la acesta pentru a-l aresta, el fiind suspectat de jaf, însă acesta deja fugise. Atacul ce a însângerat târgul de Crăciun al orașului i-a pus la grea încercare și pe deputații europeni care au fost blocați în Parlamentul European și apoi evacuați în jurul orei 1 după un plan organizat de forțele de ordine. Momentan, motivul atacului rămâne neclar, totuși autoritățile au ridicat nivelul de alertă la urgență atentat și au rugat oamenii să nu iasă din case. Aflat într-o criză totală din cauza numeroaselor proteste, președintele Franței Emmanuel Macron a exprimat solidaritatea întregii națiuni cu orașul Strasburg. Condoleanțe autorităților și populației franceze au fost transmise și de premierul Pavel Filip. Menționăm că cetățenii